Una din cântările noastre spune că ajuns am timpuri grele. Se pare că din motive de precauție, din motive de sănătate, corul a ales ca să întrerupă pentru o perioadă repetițiile, pentru a nu fi un motiv de contaminare pentru alții. Doar din punct de vedere al prevenției. Asta nu înseamnă că Astăzi nu putem să lăudăm pe Domnul. V-aș invita ca pentru două-trei minute să ne închinăm Domnului printr-un im pe care o să vi-l propun și pe care l-aș dori să-l cântăm cu toată inima și cu tot sufletul. 493, mi de cer. ce nu pasă de Să ajute Domnul să vină cât mai repede timpul acela, când să fim în sfârșit acasă. Mă bucur că astăzi să fim împreună și mi-aș dori pentru ocazia aceasta ca Domnul să vă umple inimile cu binecuvântările sale. Suntem la început de an, suntem în locașul de închinare, stăm înaintea Domnului, așteptăm cuvântul din partea Lui. Și el să fie cel care să vă binecuvinteze pentru venirea dumneavoastră aici. Înainte de a merge spre cuvântul pregătit pentru ocazia aceasta, invit toți copiii care sunt în sală să vină în față. Am puțină treabă cu ei. Repede, vă rog, faceți lucrul ăsta. Vreau să stau un pic pentru câteva minute de vorbă cu voi, să vă povestesc ceva, vă pun o întrebare, două, și poate cine știe, la sfârșit avem și ceva surprize. Mai sunt copii în sală, vin de sus și mă bucur pentru venirea lor. vă aștept să veniți cât mai repede. Când spun copii, pot să fie până la vârsta de 14-15 ani, pentru că tot copii sunt și ei. Suntem gata? Putem începe, da? Am să vă povestesc ceva, pe scurt, dintr-o cu totul și cu totul altă lume ca a voastră. Și noi, la rândul nostru, veniți, veniți repede. Am fost copii și noi, ca și voi, am avut momente de bucurie, am avut momente mai plăcute, mai neplăcute. Am să vă povestesc ceva de prin anii 1973, de fapt era vorba de anul școlar, 1973, 1974. Așa cum știți sau poate nu știți, noi ne-am petrecut copilăria la țară. Și în perioada aceea, tocmai s-a deschis noua școală din Comisian. Eram nerăbdători să ajungem acolo. Numai că la școala nouă nu puteau să meargă decât cei de la clasa 5, -a în sus. Cei care erau în clasele 1-4, încă. Învățau în școala veche. A trecut repede timpul, ne-am luat cu ale copilăriei, și vine momentul când, în toamnă, și noi, împreună cu cei mari, ajungeam la școala cea nouă. Vă dați seama ce nerăbdare pe noi să fim acolo. Toate frumos aranjate, o școală nouă. Eram și noi tare curioși să vedem cum este și. După foarte, foarte puțină vreme, am început să ne comportăm așa cum știam noi să ne comportăm. Am să vă povestesc astăzi despre cea mai scurtă recreație. Știți cum se desfășurau la noi recreațiile în comparație cu ale voastre? Abia așteptam să iasă profesorul din clasă și fiecare striga cât putea mai tare. Alerga prin clasă. Băieții crezându-se mai cocoși, se luau la trântă, se luau la bătaie uneori, se întâmplau lucruri de genul ăsta, de fapt, erau copilării. Ei bine, în recreația aceea s-a întâmplat ca în clasa 5a A, în care eram noi, și sunt aici câteva persoane care știu despre ce vorbesc, mai era o altă clasă, A5 a 5 B, e, clasa noastră era aproape de cancelare. Și în recreația aceea parcă am făcut o deoaie. Adică prea prea am depășit limita. Scandal în clasă. Alții urcați pe bănci, strigau cât mai tare pentru cei care jos se luptau să demonstreze care este mai puternic. Și cum spuneam, vă povesteam despre cea mai scurtă recreație, corect. Știți de ce a fost cea mai scurtă recreație? Pentru că la un moment dat, recreația aceasta sau timpul acesta s-a terminat mai repede decât ar fi trebuit să se termine. Se deschide ușa și un bărbat înalt cu catalogul era profesorul de română, domnul Trandafir, așa îl chema, fratele meu știe despre ce vorbesc, soția, sora Felicia, pentru că și dânsii l-au avut ca profesor, apare în clasă, și la un moment dat îl aud strigând. Ce se întâmplă mă, aici? Ce e cu voi? Unde vă treziți? În momentul acela, din toată gălăgia care deranjase cancelarea și făcuse ca să vină mai repede la clasă, doar musca se mai auzea prin, prin clasă. Care mai de care? Fiecare la locul lui. Fiecare erau acum așa de minți, de parcă nimic nu s-ar fi întâmplat înainte. Și nu știa la ce să se mai uite. Tabla era aproape crăpată, scaunul de la catedră era trântit jos, praf în clasă, alții veneau țipând și urlând de afară, fără să știe că profesorul e în clasă. Nenorocirea face ca, în timpul acela, să mai vină cineva. Era doamna secretară Nica, o femeie micuță de statură și mergea, avea un defect la, la picior, mergea, așa e sora Felicia? O știți? Ei, cât era de mică, lăsa niște urme atât de puternice încât nu le uiți toată viața. Eram noi aliniați în fața acolo și ne făcea morală profesorul și vine dumneai ei și așa, care m-ați făcut asta? Și primeam câte o palmă de până după amiază încă răsuna Urechea. Nu uiți! De ce am vrut să spun povestirea aceasta? Am spus că o să vă pun câteva întrebări. Acum, prima întrebare este aceasta. Spuneți-mi și mie, de ce s-a terminat recreația atât de repede? Te rog! Excelent! Și gălăgia unde s-a auzit? Până la cancelare. Știți voi că în scriptură se povestește despre un lucru de genul ăsta? Au venit niște musafiri la Abraham să stea de vorbă cu el și știți ce scrie în, în geneza? Ca să deschidem o mică paranteză, am venit să vedem dacă ceea ce s-a auzit este. Uite că se, se întâmplă. Acum aș vrea să vă și fac o surpriză pentru că ai răspuns și ai răspuns bine. Vreau să-ți dau ceva, te rog, vino. Asta e premiul tău. Mai mult decât atât. O iei, o desfaci și la fiecare, la fiecare, pe fiecare îi servești cu câte una. După aceea mi-aduci cutia cu ce da? Bine. Dragii mei, vreau să vă spun acum din toată inima un bun venit înaintea Domnului. Să ajute Domnul ca în puținele minute pe care le avem la dispoziție, astăzi, să prindem câteva gânduri pentru noul an care deja a început. Uitați-vă că deja au trecut câteva zile, va trece săptămâna aceasta, s-a dus jumătate ianuarie. După ianuarie, imediat ne gândim la primăvară și, uite, așa trec anii și zilele noastre. De aceea, titlul pe care l-am ales și pe care vi-l voi prezenta, aș vrea să fie, în primul rând, un îndemn pentru anul acesta. Aș vrea să fie, dacă vreți, un răspuns la preocupările noastre. Aș vrea să fie un cuvânt care să rămână multă vreme și să determine o luare de poziție în viața noastră. Priviți la ceea ce se întâmplă. Știți cum, cum zicea domnul Trandafir, ce se întâmplă aici, nu? Și pentru titlul acesta am ales din Sfânta Scriptură două pasaje care de fapt sunt aproape identice. E vorba despre un lucru care s-a întâmplat pe vremea Domnului Hristos în perioada lui Ioan. Botezătorul. când Ioan a spus așa, a auzit ceea ce se întâmpla în temniță și ce a făcut Ioan? A servit toți? Bine. Da, te rog, ia, ia și mergi tu sus acolo. Ia două zile, ia două zile și așa. Și mergi sus acolo și servește. Revenim la ceea ce spuneam. Ioan se afla în temniță, aude ceea ce se întâmplă, aude despre ceea, ce se, despre ceea ce făcea Domnul Hristos, cheamă doi dintre ucenicii lui și îi trimete la Domnul Hristos. Deschideți împreună cu mine în Matei, capitolul 11 și vom începe să citim cu versetul 2. Ioan a auzit din temniță despre lucrările lui Hristos și a trimis să-l întrebe pe, prin ucenicii săi. Tu ești acela care are să vină sau să așteptăm pe un altul? Drept răspuns, Isus le-a zis. Duceți-vă de spuneți lui Ioan ce auziți și ce vedeți. Orbii își capătă vederea, șchiopii umblă, leproșii sunt curățiți, surzii aud, morți în viață și săracilor le este propovăduită Evanghelia. Ferice de acela pentru care eu, spune Domnul Hristos, nu voi fi un prilej de păcătuire. Aproape aceleași cuvinte se pot regăsi și în cartea lui Luca, motiv pentru care N-am să mai citesc aceste versete. Priviți sau uitați-vă la ceea ce se întâmplă. În momentul în care ucenicii lui Ioan vin la Domnul Hristos să îl întrebe cu sinceritate și cu interes dacă el este acela care urma să vină, Domnul Hristos nu începe să le prezinte anumite. Puncte de, de doctrină, cum se întâmplă la noi. Nu le vorbește despre îndreptățirea prin credință. Nu le vorbește despre alte lucruri. Nu le explică profețiile care fac referire la el și care se împlineau în zilele acelea. Nu, nu face. Ce face Domnul Hristos? Ce răspuns le dă ucenicilor, celor doi ucenici? Uitați-vă la ceea ce se întâmplă. Și voi trageți după aceea concluzia. Și ce se întâmpla atunci? Știopii mergeau, surzii auzeau, leproșii erau curățiți, nu? morții înviau. Astea erau lucrurile care se petreceau atunci. Mergând la noi și încercând să tragem o lecție pentru timpul nostru, s-ar putea la un moment dat în mintea și în sufletul nostru să-L întrebăm și noi pe Dumnezeu. Acesta este timpul? Sau să așteptăm o altă vreme? Și asemenea celor de pe vremea Domnului Hristos, a ucenicilor lui Ioan, răspunsul va fi același. Doamne, acesta este timpul sfârșitului? Aceasta este vremea când se împlinesc profețiile? Și răspunsul la această întrebare este același. Uitați-vă la ceea ce se întâmplă. Și, frații mei, ce se întâmplă în lumea noastră? Ce lucruri neobișnuite se petrec în timpul nostru? Primăvara. Vorbeam despre repeziciunea cu care trec zilele și lunile și anii, acum trec aceste luni de iarnă și din februarie, din martie, mai precis din martie, vom vedea dacă ne uităm cu băgare de seamă, cu mare atenție, la pomi, spre exemplu, la flori, cum încep să mugurească pomii, cum florile încep să spargă, să crăpe pământul, și, în foarte scurt timp, dacă ne uităm cu băgare de seamă, vom vedea că ce se întâmplă. Că vine primăvara, nu? Păi nu degeaba, Domnul Hristos le spunea, uitați-vă la măslin. Și când se va frăgezi mugurul, să știți că primăvara este aproape. Este o lecție pe care ar trebui să o învățăm și noi. Dacă ar fi să ne uităm la biserică, indiferent de ce ar spune unii și ceilalți, că era mai bine, că era mai rău în trecut, că acum lucrurile stau altfel, că sunt alte principii, că ne comportăm altfel, frații mei, ne uităm cum biserica scade la modul real numărul membrilor. Ne uităm că din pricina mulțirii fără de legii, spunem, Matei, dragostea noastră! s -a răcit? Noi nu mai suntem aceiași oameni ca acum 30-40 de ani. Nu mai avem același interes pentru împlinirea profețiilor. Păi mi-aduc aminte, înainte de 2000, fai de mine câtă, cât freamăt, câtă frământare în rândul uh, membrilor bisericii cu privire la împlinirea profețiilor. Uh, știți povestea cu 2000, că vine anul 2000 și toată lumea era într-o agitație. Și au mai trecut încă 20 și... Doi de ani. Au mai trecut. Dar ce s-a întâmplat? Și vă rog să priviți la lucrul acesta. Entuziasmul nostru a scăzut. Interesul nostru pentru împlinirea profețiilor aproape că nu mai există. Putem să privim și în alte, în alte zone, dacă vreți. Ceea ce se întâmplă în lumea noastră, în natură, în societate, în politică, pe plan militar în educație, în familie, în viața ta personală. Ceea ce se întâmplă în domeniul sănătății, aceste lucruri arată cu certitudine dacă timpul acesta este sau nu vremea sfârșitului. Mai sunteți preocupați de, de lucrul acesta? Vă mai interesează? Hai să, hai să aruncăm câteva priviri, dacă vreți, în aceste domenii, foarte pe scurt. Nu vom, nu vom face o pledoarie pro sau contra la ceea ce se întâmplă, dar vă invit doar să vă uitați. În natură, putem să vedem lucruri deosebite astăzi față de ce se întâmpla înainte? Dați-mi câteva exemple. Gândiți și spuneți sau prezentați câteva lucruri concrete care arată clar că lumea nu mai este cea care a fost. Clima. Clima. Alte lucruri sau alte zone unde putem să, să medităm. Matei 24 spune că în vremea sfârșitului vor fi cu tremure. Interesant că după cutremurele acestea din vremea noastră se înalță niște valuri uriașe pe care omenirea sau oamenii de specialitate le-au numit tsunami. Adică nu e suficient faptul că se zguduie pământul din temelii, ci mai vin și valurile acestea și. Vă amintiți ce s-a întâmplat în Japonia cu ceva timp în urmă, când centralele nucleare au fost inundate? Mergem mai departe, dacă vreți. În natură, în fiecare an, din ce în ce mai grav, furtuni, uragane, incendii de proporții, mătură și ard mii de hectare. Și oamenii, în ciuda tehnicii pe care uh, o are la dispoziție, sunt aproape neputincioși. Cu toată dotarea, cu elicopterele sau avioanele care vin și împrăștie materiale împotriva incendiului, cu mașinile atât de bine specializate în domeniul acesta, cu oameni pregătiți, nu sunt în stare să facă față acestor dezastre. Putem să mergem mai departe, dacă vreți. Încălzirea planetei. Uitați-vă la ceea ce se întâmplă. Cum? Suntem avertizați că în câțiva ani, sau poate 10 ani, 15 ani, lumea nu va mai fi așa cum este acum. Cum la pol se topesc ghețarii, iar oamenii astăzi spun că marea amenințare este dispariția unor uh, orașe și a unor zone de pe coastele mărilor și a oceanelor. Toate aceste lucruri ne spun cu certitudine. Aceasta este vremea sfârșitului. Aș vrea foarte pe scurt să aticem, dacă vreți, și celelalte zone în care să vedem, să privim, să ne uităm la ceea ce se întâmplă. În societate, vom veni imediat, acolo e problema sau zona de sănătate. În societate, societatea noastră este o societate Bombardată de tot felul de crize. Criză economică, criză financiară, criză morală, criza locurilor de muncă, criza energetică, criza combustibilului. Lumea noastră geme de atâtea crize. Totul este în criză. Nimic nu mai este sigur și la locul lui. Uh, priveam ca și dumneavoastră în urmă cu foarte puține zile ceea ce se întâmplă în zonele de conflict și cum mii, zeci de mii, sute de mii de refugiați părăsesc țara și pleacă spre alte țări unde se poată să-și continue viața. Ați văzut ce s-a întâmplat la granița Poloniei? Când refugiații erau ca o minge de ping-pong aruncați când spre Polonia când Polonia i-a aruncat înapoi și în felul ăsta în mod artificial să se creeze o zonă de conflict viețile oamenilor am văzut cu ochii noștri cum pierd copii împreună cu mamele lor în bărcile care uh, sunt supraaglomerate și în care ei urcă cu gândul să ajungă într-o țară mai sigură uitați-vă la ceea ce se întâmplă Sigur că da. Am rămas, și fac o, o altă paranteză, am rămas marcat când am văzut la închierea, când talibanii au preluat puterea, în momentul acela nu știau cum să, să fugă mai repede toți de acolo, de teama talibanilor, cum oamenii se agățau pur și simplu de avioanele ce se ridica în aer. Ați văzut scenele acestea? Ați văzut cum picau ca muștele, încercând acolo să se țină și probabil odată cu aterizarea avionului să scape și ei. Oameni buni, trăim într-o societate bombardată de crize și lucrul ăsta ar trebui să privim cu atenție la el. Mergem, dacă vreți, în alte, în alte zone. Hai să mergem puțin în zona politică până în 1989 era regimul comunist sau supranumit un regim totalitar, dictator. Acum, pe vremea aceea, ascultai fie postul oficial, când ți se spunea din partea regimului doar ce vroiau ei, și apoi se încheia cu o oră, două, cu urare la adresa conducătorului, fie dacă nu, pe ascuns, trăgeai cu urechea la Radio Europa Liberă. Așa este? Ei, lumea occidentală, lumea capitalistă, făcea un lucru. Bazată pe redutele acestea, ataca cu o forță extraordinară și a și reușit să distrugă sistemele comuniste. Care erau redutele celor care prezentau la Vocea Americii și la Radio Europa Liberă? Dați-mi câteva puncte forte prin care ei au reușit să dezmembreze sistemul acesta comunist. Gândiți la ceea ce gândesc și eu? Făceau referire la ce? La libertate. Și în 89 strigam cu toții. Mi-aduc aminte că mai erau câțiva dintre noi și eram și eu la, la palat, libertate, că suntem liberi. Dar n-am știut ce să facem cu libertatea aceea. N-am știut. Am folosit-o cum a fost mai rău cu putință. Drepturile omului. Da? Vă amintiți, -am, -am ce în vârstă care ascultați? Drepturile omului. Adică dreptul la libertate, dreptul la conștiință, dreptul la informare și în felul ăsta, bazându-se pe aceste puternice redute se dădea o lovitură zdrobitoare sistemului comunist. Ce aia dictatură? Nu avem nevoie de dictatură. Noi vrem democrație. Și am avut democrație. Este așa? Este așa, sora? Așa este. Și am avut și avem democrație. Ei bine, toate aceste lucruri le-au promovat ca fiind valorile unei societăți capitaliste și democratice am să folosesc o expresie și iertați-mă dacă deranjez, dar parcă revolta din mine mă îndeamnă să o spun. În ultimii doi ani, toate aceste redute puternice au fost călcate în picioare și s-au șters la fund cu ele. Este așa sau nu? Unde sunt drepturile omului acum? Păi nu e societatea asta care o doream noi și care promova aceste valori? Unde este dreptul la libertate? Adică di dictatura democrației, nu? Vedeți dumneavoastră, dacă ne uităm cu băgare de seamă și dacă privim la tot ceea ce se întâmplă, toate fără a da greș, ne duc într-o singură direcție, că aceasta este vremea sfârșitului. Mergem puțin mai departe. Aș vrea să mai atingem câteva puncte și după aceea să tragem o concluzie. Aș vrea să ne îndreptăm spre educație. Povesteam copiilor că aia era educația din timpul nostru, dar din educația aceea au ieșit oameni cu frică de Dumnezeu și cu rușine de oameni. Astăzi, vedeți ce rezultate poate să aducă educația tinerii generații. Astăzi puteți vedea cine ne educă copiii și ce învață pe copii. Ne povestea Alina că deja la ei e o mare problemă în ceea ce privește educația copiilor, pentru că în școlile din Londra n-ai voie să mai înveți copiii că sunt băieți și fetițe. Că mama e mamă și că tata e tata. Nu. Și la noi, astăzi, comunitatea minoritară sexuală este cea care face educația copiilor noștri. Auziți dumneavoastră ce invenții? Nu trebuie să mai știe copilul că are mamă și tată, ci părinte 1 și părinte 2. Mai mult, vreți să vă dau alte argumente? Pierdem timpul, dar totuși unul sau două vi le dau. La Bruxelles s-a discutat, s-a dezbătut și este pe punctul să fie Promovată legea celor care vorbesc în public, adică cum suntem noi. Stimați frați, stimate surori, nu? Sau într-un într alt cadru, doamnelor și domnilor, și vor să scoată, să elimine formularea aceasta. Dragi concetățeni, în cazul copiilor, tovarăși de joacă și de școală, adică nu numai că ei se mulțumesc să calce în picioare legea lui Dumnezeu și să-și bată joc de ea, ci să o modifice, să uite că Dumnezeu ne-a făcut bărbat și femeie. Cum ne spune Geneza? Și-a făcut pe om, după chipul său, parte și parte femeiască. Așa ne învață Scriptura, Așa au stat și așa stau lucrurile. Ei bine, ei nu mai suportă lucrul ăsta. Vedem ca fiecare prin mijloacele de, de informare că se mai trezesc aici-colo câteva persoane care să ia atitudine. Și o judecătoare, dacă nu mă înșel de prin Timișoara, a luat o atitudine extraordinară cu privire la, la acest comportament, cu privire la această atitudine. E interesant că dacă privesc la noi și mi-asum ceea ce spun, noi nu avem aceeași atitudine care ar trebui să o avem. Au fost aceste puncte fierbinți în societatea noastră, iar ortodoxii, baptiștii, evangeliștii, penticostalii au luat atitudine. Noi ne mulțumim de multe ori să dăm un comunicat de ce să deranjăm? E corect? Uitați-vă la ceea ce se întâmplă. Iar dacă eu nu văd bine, corectați-mă. Dacă eu deturnez cumva imaginea corectă, spuneți-mi. E corect să se întâmple așa ceva? Eu cred că nu. Dacă mă duc cu gândul la textul din Apocalips, capitolul 3, versetele 17 și 18, unde spune că te crezi că ești bogat și că te-ai îmbogățit, dar nu știi că ești sărac, orb, ticălos, nenorocit și subliniez un singur cuvânt, orb. Nu știi că ești orb. Și atunci are rost invitația aceasta pe care o fac ca să privim cu atenție? În cazul celor orbi ar fi o ironie. Cum să-i spui unui orb? Uite-te-mă cu atenție, nu vezi ce se întâmplă? El săracul e orb. Dar soluția o găsesc în versetul următor din uh, Apocalips, unde spune și te sfătuiesc să cumperi de la mine și când vine vorba despre ochi, ce să cumpărăm? Alifie de, uh, pentru ochi, casă? Frații mei, când se face îndemnul acesta, Uitați-vă cu băgare de seamă. Dacă suntem oameni firești, poate vedem ceva sau poate nu vedem. Dar dacă suntem atinși de alifia Docului Sfânt, atunci vom avea o capacitate bună de a putea să privim la tot ceea ce se întâmplă. Timpul trece și vreau să parcurgem mai multe, mai multe zone pe plan militar. Știm cu toții ceea ce se petrece la granițele Ucrainei cu Rusia. Unii spun că e vorba de vreo 160 sau 70 de mii de soldați înarmați până în dinți, alții spun că în jur de vreo 100 de mii, alții 150 de mii. Cert este un lucru că toată această armată a Rusiei, înarmată până în dinți, susținută de tehnica militară, așteaptă doar ordinul să invadeze, nu știm dacă se va întâmpla sau nu, dar acolo este o tensiune extraordinară și nu este singurul loc de pe pământ unde se petrec. Ce ne învață uh, Matei 24? Veți auzi de vești de războaie și războaie. Deja Iranul este pe punctul ca să dezvolte și să pună în practică programul nuclear pentru a uh, fabrica, uh, știți ce a declarat uh, Evrei? Israelul știți ce a declarat? Că nu poate. Să stea nepăsători la un astfel de lucru și va lua toate măsurile. Adică ce va face? Conflict militar. Uitați-vă la ceea ce se întâmplă la granița Chinei cu Tailandul. Gata pentru a invada această zonă. Vreți să mai avem și alte exemple? Am uitat probabil de ce s-a întâmplat în Iugoslavia. So Hai să zicem că acolo e o lovitură de stat susținută de ruși, dar este un conflict, este o tensiune. Și toate aceste lucruri, mie îmi spun ca și așteptător al revenirii sale, că vremea este împlinită. Dacă ar fi să luăm în calcul ceea ce se petrece e, între NATO și Rusia, și curios lucru, noi stăm de parcă nu ne afectează cu nimic. Deși noi suntem în linia întâi. Suntem în linia întâi, noi și Polonia. Pentru că Putin spune des, din ce mai în ce mai des, lucrul acesta. Tot ceea ce s-a amplasat în România și în Polonia este o amenințare pentru, pentru Rusia. Am deschis doar paranteza, nu este subiectul nostru, dar uitați-vă la ce se întâmplă. Priviți la ce se întâmplă. Și dacă aveți frământări cu privire la mântuire, veți găsi răspunsuri. Încerc să mai spicuiesc, mergem la, la sănătate și după aceea încet, încet, pentru că îmi știți obiceiul, nu voi, nu voi depăși, așa cum mă cunoașteți, am obiceiul acesta și sper să-mi-l mențin. Mergem la problema sănătății. N-am să-mi permit să fac predoarie pro sau contra vaccinului. Nu-mi permit lucrul ăsta. Dar pun o întrebare. Cu ce drept începe biserica să se implice într-o astfel de problemă? Vă amintiți ce vorbeam puțin mai devreme? Despre drepturile omului? Despre libertatea de conștiință? La sfârșit voi încheia cu, un citat, cu mai multe citate din Marea Luptă, ca să nu ziceți că astea sunt născociile minții mele sau sunt lucruri care mă preocupă pe mine și să dea tare la predică, le arată. Nu. O să vedeți că Pana inspirată de Dumnezeu, Sora White, a vorbit despre lucrurile acestea și se împlinesc la literă, la virgulă. Revin la problema aceasta. Atâtea scandaluri pe tema aceasta. Dacă evreii au fost exterminați din societate și li s-a întâmplat ce li s-a întâmplat doar pentru vina că erau evrei, o mare parte din omenire, și mă refer la planetă, are aceeași experiență doar pentru faptul că își permit să spună noi suntem sănătoși și nu avem nevoie de tratamentul vostru. Repet, nu fac pledoarie pro sau contra și cred că nici n-ar trebui să o facem noi ca biserică. Lăsați ca în mintea fiecăruia să fie o problemă de conștiință pe care el și Dumnezeu o să o decidă. Dar soția mea, care este vaccinată, are dreptul să meargă la copii, are dreptul să viziteze, să plece oriunde, în egală măsură ca și mine, sau poate mai rău, ea poate să transmită virusul. E corect? Dați-mi argumente atunci, pentru ce mi se interzice? Pentru ce societatea aceasta democratică. Care a luptat atât de mult pentru drepturile mele de conștiință, pentru libertatea mea de conștiință, astăzi mă obligă și prin forță mi se impun anumite restricții. E corect? Uitați-vă la ce se întâmplă. Priviți la lucrul ăsta. Două, trei zile în urmă, presa e scandalizată de ceea ce se întâmplă în Australia cu campionul uh, uh, Djokovic. Ținut în uh, izolare, într-o uh, într clădire insalubră. De ce? Pentru că nu este vaccinat. Vreau să vă spun un alt lucru extrem de important. Macron, președintele Franței, atât de deveninat și-a exprimat punctul de vedere încât a spus așa, o să vadă cei nevaccinați ce vom face împotriva lor. De ce? Doar pentru faptul că pot să spun și să declar, eu nu am nevoie de vaccin. Unde mai este libertatea de conștiință? Când spuneam că în ultimii doi ani a fost călcată în picioare și astea sunt lucruri cu care se confruntă întreaga omenire, aveți răbdare puțin. Că va trece imediat problema aceasta. Și veți vedea că nu vaccinarea sau nevaccinarea este. Nu, 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 nu. Veți vedea pe probleme climatice ce măsuri și ce restricții se vor pune omenirii. Ca să vedeți atunci că nu problema sanitară este cea care. Înțelegeți ce vă spun? Frații mei, rugați-l pe Dumnezeu să vă atingă ochii, să ne atingă ochii tuturor și să vedem și să vedem ce trebuie, să vedem cum se împlinesc profețiile și să vedem cum se petrece lucrurile cu noi. De vreo 2 ani, nu, mai bine, vreo trei sau patru ani, mă trezesc într-o zi cu medicul veterinar acasă și domnul Brașoveanu, sunteți acasă? Da. Avem o lucrare de făcut. Calul vă este acasă? Da. Câinii? Da. Uh, bine, hai să ne ajuta să-i ținem. Și au venit să le planteze cipuri. Măi, oameni buni, pe păi am ajuns să fim vaccinați ca găinile și să ne se planteze cipuri ca la cai sau ca la câini? Știți ce face acum Suedia? Acum! Zilele astea, știți? A început plantarea de cipuri sub piele. Și au început să apară ca la români și glume. Zice că unul se duce și merge și folosește cipul la un aparat, probabil la un bacomat, nu știu la ce, și cel din spatele lui îl întreabă, zice, auzi, ăsta e semnul fiarei? Zice, nu știu, dar funcționează la fel. Adică nu sunt întâmplătoare toate aceste lucruri. Nu se petrec la întâmplare. Și toate vor merge într-o singură direcție. Interesant un singur lucru și voi închide paranteza, voi citi pasajele pe care vi le-am promis că vreau să le citesc și vom închide aceste minute de meditație. Franța, Spania, Marea Britanie, Italia, Israel, Australia, cel mai mare procent de vaccinați, 80, 90, 95%. Și se îmbolnăvesc cu sutele de mii pe zi. Stați un pic. Păi nu, nu aveam soluția? Gândiți. Și uitați-vă, și priviți. Să ne ajute Domnul ca pentru mântuirea noastră. Să ne uităm în scriptură și să privim afară la ceea ce se întâmplă. Să privim acolo pentru că avem tot interesul dacă vrem să fim mântuiți sau nu. Iar concluzia nu trebuie să vă dea nimeni. Nici de la învonul acesta, nici eu, nici concluzia trăgeți-o singuri, așa cum a făcut Ioan și ucenicii lui. Și în curând. Aceast, acest timp de recreație în care omenirea își face de cap va lua sfârșit. Iar la sfârșit, dragii mei, nu va veni domnul Trandafir cu catalogul, ci conform versetelor din Daniel, unde spune că cel îmbătrânit de zile va ședea pe scaunul său de domnie și atunci se vor deschide? Se va deschide catalogul. Se va deschide catalogul. Și vom vedea cui se scade nota la purtare vom vedea cine are note de trecere, vom vedea atunci hotărârea divină în dreptul fiecăruia. Vreau să mă îndrept pentru puținele minute care mai sunt la dispoziția noastră și vă dau citat. Marea luptă, pagina 539, capitolul 36, conflictul care se apropie. Este vorba despre acea carte din 1981 de, tradusă de Nelu Dumitrescu. Eu am cărțile vechi, am eu ce am cu alea vechi, și la cântări, și la... Citatul. Linia de deosebire între creștini cu numele și cei nelegiuiți abia se mai distinge astăzi. Membrii bisericii iubesc ce iubește lumea și sunt gata să se unească cu ea. Iar satana s-a hotărât să... Îi unească într-o singură organizație și în felul acesta să-și întărească puterea aruncându-i în brațele spiritismului. Pe aceeași pagină, un alt paragraf. Satana lucrează și prin elementele naturii pentru a-și distruge, pentru a-și strânge secerișul de suflete nepregătite. El a studiat secretele laboratoarelor naturii și își folosește toată puterea pentru a dirija aceste elemente atât cât îi îngăduie Dumnezeu. Domnul însă va face exact ce a spus. Își va retrage binecuvântările de la pământ și își va îndepărta grija sa ocrotitoare de la aceea care se răscoală împotriva legii sale, învățând și obligând și pe alții să facă la fel. Satana are stăpânire totală peste toți aceia pe care Dumnezeu îi părăsește. Ce fac astăzi legile ne constrânge și ne obligă să credem la fel ca ei. Mergem mai departe. El, Satana, va favoriza și va face pe unii să prospere pentru ca să-și aducă la îndeplinire planurile lui și va aduce necazuri peste alții, făcând pe oameni să creadă că Dumnezeu este acela care îi chinuiește. Încă două citate, în timp ce va apare înaintea copiilor oamenilor ca un medic mare care le poate vindeca bolile, el va aduce boală și dezastru până acolo încât orașe populate să fie aduse în stare de ruină și părăsite. Chiar acum, el este la lucru, nu o spun eu. O spune Dumnezeu prin pana inspirată. Chiar acum, el este la lucru. În accidente, calamități pe mare și pe uscat, în marile conflagații, în furtuni groaznice, în uragane pustiitoare, în inundații, în cicloane, valuri uriașe, ceea ce vorbeam puțin mai devreme, și în cutremure. El distruge recolta gata de recoltat și, ca urmare, vine foamea și suferința. El face ca aerul să fie poluat de moarte și mii pierd din cauza stricăciunii lui. Acest, aceste nepaste vor fi din ce în ce mai frecvente și mai dezastroase. Distrugerea va veni asupra oamenilor și asupra animalelor. Și ultimul citat. Dumnezeu nu forțează niciodată voința sau conștiința al cărui principiu este al lui Dumnezeu. Conștiința mea, nici Dumnezeu nu și-a permis să o forțeze chiar atunci când omul a ales să păcătuiască. Dar, Calea continuă a satanei pentru a câștiga stăpânirea asupra acelora pe care nu-i poate amăgi altfel este constrângerea și cruzimea. Prin teamă sau frică, el încearcă să conducă conștiința și să-și asigure astfel închinarea. Pentru împlinirea acestui țel, el lucrează atenție prin autorități religioase și pământești, mobilizându-i la impunerea legilor omenești și disprețuind legea lui Dumnezeu. Frații mei, ceasul este fără un minut, indiferent ce ar mai fi de spus, nu pot să spun decât atât. Nu știu ce va aduce anul acesta. Nu știu la ce surprize să ne așteptăm. Nu știu ce ne așteaptă pe niciunul dintre noi. Dar știu un singur lucru. Dacă mă încred în mâna lui Dumnezeu, dacă voi sta tare lângă Dumnezeu, indiferent ce se va întâmpla, El va fi ocrotirea mea și să ajute Domnul să fie și ocrotirea ta. El să ne ajute ca în aceste vremuri grele și cumplite să putem să rezistăm, să stăm tari în credință, pentru că mântuirea noastră este mai aproape decât credeam. Amin.